Delia Matache este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România, iar celebritatea a venit la pachet cu multe situații neașteptate pentru ea. Invitată în cadrul podcastului găzduit de Codin Maticiuc, jurata de la X Factor a povestit o întâmplare de la o înmormântare. Deși este cunoscută de toată lumea, Delia a încercat să rămână un om normal și să nu se desprindă de realitate. Artista consideră că ea nu este diferită cu nimic față de alți oameni, ci doar că are parte de expunere în spațiul public. De când am început să fiu cunoscută, am rămas extrem de bine ancorată la realitate. Sunt un om normal, la fel ca ceilalți. Sunt reacții când mă văd, este normal. Mă văd la TV, sunt și reacții exagerate, eu trebuie să rămân normală. Eu nu sunt cu nimic diferită, doar mă văd în spațiul public. Eu sunt un artist doar când sunt pe scenă, în rest sunt om normal, deci trebuie să mă comport normal. De ce îmi spun chestia asta? Mi-a intrat așa în sânge treaba asta. Doar dacă am o stare proastă observ reacțiile oamenilor care mă deranjează, dar dacă sunt bine cu mine, nu mă uit să văd ce reacții au alții, nu mă interesează. Sunt momente din astea, cel mai nasole să ți se întâmple la o înmormântare, i-a spus Delia Matache lui Codin Maticiuc. Cântăreața a povestit la podcastul La Mijloc că există și situații incomode când oamenii cer să facă poze în momente total nepotrivite. Delia Matache a dezvăluit ce i s-a întâmplat la o înmormântare. În timp ce se afla la o înmormântare, o femeie a văzut-o pe artistă și a venit la aceasta să-i ceară să facă o fotografie împreună. Momentul nu era deloc unul potrivit pentru asta. Doamna respectivă i-a spus Deliei că îi pare rău de persoana care s-a stins din viață, însă se bucură că a întâlnit-o pe ea acolo. Actorul a rămas uimit când a auzit ceea ce povestea invitata lui și a vrut să afle mai multe detalii despre momentul respectiv. Codin Maticiuc, ți s-a întâmplat la o înmormântare? Ți-a cerut și poză? Nu. Delia, ba da, a zis că dacă putem să facem o poză Codin Maticiuc, erați amândoi la același mort? Delia, deci eram la aceeași înmormântare, se terminase. Și a zis îmi pare rău pentru, dar mă bucur că v-am cunoscut, faci și cu mine o poză?